Pădurarul din comuna Argeșană, Măluren, i-a prins pe țigani chiar în momentul în care tăiau copacii. Deranjați de prezența acestuia, romii au sărit să-l bată. Atunci a început scandalul. Toți țiganii au fost cei care au sunat la poliție, dar și la salvare și au anunțat că unul dintre copiii lor este rănit. Aceștia au declarat că pădurarul l-a lovit pe băiatul de 14 ani. În replică, angajatul locului Silvi Carge și l-a spus oamenilor legii că minorul a fost victima rudelor sale, care au acționat așa ca să scape de un dosar pentru furt. Echipajul de la ambulanță a ajuns la pacient după ce a parcurs un drum forestier de 8 km. Copilul este conștient, cooperant, cu funcțiile vitale păstrate, deci nu sunt în pericol. Când ne ucem să spunem la poliție, păi ați făcut voi ceva. Dezrădăcina arbori în pădure. Cu căruțele și au venit ei cu o bâtă și au vrut să-mi dea în cap. Este cunoscut de ani de zile cum își fac semne. Vine poliția, își fac semne, vine pădurarul, își fac semne. Că dacă ar fi... Dar nu fac să scape de dosar. Să scape de dosar, da. Țiganii au depus plângere, iar acum pădurarul este cercetat pentru loviri și alte violențe.